voie bună la antrenamentele echipei care este pe primul loc în Liga a doua. Jucătorii Stelei au efectuat astăzi un antrenament inedit și s-au întrecut la mai multe jocuri pentru dezvoltarea vitezei de reacție și de decizie. La ședința de pregătire a fost extrem de activ și Daniel Oprița. Antrenorul roșialbaștrilor și-a făcut încălzirea la antrenamentul în această dimineață pentru partida care va avea loc la Drăgășani în memoria bunului său prieten Martin Tudor. Daniel Oprița, Gabi Boșină și alți foști coechipieri de la echipa din Ghencea vor lua parte astăzi la un moment special care va începe la ora 17 la Drăgășani, în memoria fostului golkeeper al Stelei, care nu mai este printre noi din martie 2020. A fost un antrenament distractiv astăzi pentru băieți, s-au întrecut acolo la X și 0. Da, distractiv așa, dar efortul a fost destul de mare, dar sunt mulțumit de cum s-au prezentat. Care ar fi concluziile, Daniel, după aceste prime 5 etape ale campionatului? Suntem în grafic, în campionat, rămânem doar cu dezamăgirea că n-am continuat mai departe în cupă, dar asta e, s-a pierdut, trebuie să mergem mai departe, să continuăm în campionat pe aceeași linie, să ne câștigăm jocurile și să ne menținem în față. Ai jucat astăzi aici în Ghencea, vei mai avea un meci la Drăgășani însă, cu foștii tăi colegi. Da, acum trebuie să mă schimb și să plec la Drăgășani, să facem un joc în memoria lui Martin Tudor, un mare stelist și un prieten adevărat și un om extraordinar. Trebuie să mergem și să ne aducem aminte și să rămână în sufletul și în inimile noastre pentru totdeauna, pentru că, cel puțin pentru mine, este și nașul meu, și un prieten, și un fost colaborator în stafful meu, așa că nu prea am cuvinte să spun, pentru că a fost un șoc pentru mine atunci când am aflat vestea și de câte ori sunt chemat pentru el, mă duc cu mare drag. Îi veți mai dedica promovări? Pentru că așa promis Vali și după Liga 4 și Liga 3. Da, el este mereu cu noi, avem un tricou care îl ținem pe bancă, e pus pe scaun acolo, e ca și cum ar fi printre noi. În continuare face parte din stafful nostru, avem tricou cu poza lui și de undeva de acolo de sus ne dă putere și ne susține. De ce vi se spune catalani? Ție și Lufane? De la Martin Tudor el a fost. De când a venit la Juventus, așa îi plăcea lui. Era un fan al Barcelonei și le spunea la toți catalanii mei. Steaua București va susține sâmbătă de la ora 11 în direct pe Steaua TV un meci amical împotriva celor de la FC Voluntari.